Povestea zăpezii. Când Dumnezeu a făcut toate câte sunt pe pământ, le-a colorat frumos. Când a făcut zăpada, i-a zis: pentru că tu umbli peste tot, să-ți cauți singură culoarea ce-ți place. Zăpada s-a dus mai întâi la iarbă. Dă-mi și mie din culoarea ta verde atât de frumoasă. Iarba a refuzat-o. A rugat atunci macul să-i dea culoarea roșie, vioreaua să-i dea culoarea albăstruie, floarea soarelui să-i dea culoarea galbenă. Niciuna nu asculta rugămintea zăpezii. Tristă și amărâtă, aceasta ajunge în dreptul chiocelului, căruia îi spune și lui necazul: nimeni nu vrea să-mi dea culoarea sa, toate mă alungă și-și bat joc de mine. Înduioșat de soarta zăpezii, chiocelul i-a spus: dacă-ți place culoarea mea albă, eu o împart bucuros cu tine. Zăpada primi cu bucurie darul ghiocelului. De atunci, ea poartă veșmântul alb ca al ghiocelului. Drept recunoștință, zăpada lasă să-și scoată căpșorul afară de cum începe să se arate primăvara. Să fim și noi asemenea ghiocelului, ca atunci când simțim că razele cele sfinte și binefăcătoarele harului Duhului Sfânt ne luminează și ne încălzesc, să ridicăm și noi căpșorul de sub stratul gros de zăpadă al patimilor și să ieșim la lumină pentru a primi lumina și căldura care vin de la soarele dreptății, Hristos Domnul. Dumnezeu să ne ajute, să ne întărească și să ne înțelepțească spre tot lucru bun, spre slava Lui și a noastră mântuire. Amin.